Mă văd că a venit nemții. Foarte mulți români, și care erau indeciși, s-au radicalizat. Cam a 10-a parte dintre români au pierit. Cu prețul acestora s-a desăvârșit Marea Unire. Politica s-o facă pentru popor, pentru propășirea țării. Nu să-și facă meserie din politică și să se lase plătit. Problema era tabu. Mi-a nimerit o scrisoare a lui Nicolae Iorga către Flondor. Iancule, grăbește unirea Bucovinei cu țara că pierdem Ardealul. Unirea a fost o decizie politică internă, da. Eu pentru mine nu vreau nimic. Dați națiunii mele totul și sigur, atunci lucrurile se schimbă. Salvarea a venit de la Samuile Mârza. Efectiv, mă covlășesc emoțiile. Și o întrebam pe mama mea, dar de ce să-mi fac cruci cu limba dacă pot să-mi fac cu mâna? Asta e. Și mai multe. Și eu tot am. Asta e. România Mare a încetat din acel moment să existe. Când ajung la mijlocul podului, este o dungă roșie, e un chiu. Țara să știe că noi existăm. Sângele apă nu se face. Prinde putere, prinde vigoare și revine la normalitate. Unii poate nu-și mai iubesc țara, dar inima lor, orice ar fi, rămâne română. Cine nu are trecutul nu are nici viitor. Nu se va mai putea înfăptui România la fel cu ce a fost atunci, pentru că istoria nu se repetă.